și la alegerile parlamentare și prezidențiale, identică la alegerile pentru autoritățile publice locale, avem organizate 334 de secții în județul Gorj, dintre care 56 în municipiul Târgu Jiu. Care încep să funcționeze sau au început deja? Săptămâna trecută au fost realizate extragerile pentru președinții și locțiitorilor secțiilor de vot. În această săptămână vor urma propunerile partidelor politice pentru reprezentanților în secțiile de vot la alegerile prezidențiale, urmând ca săptămâna viitoare să comunice partidele politice reprezentanții pentru secțiile la alegerile parlamentare. Deci nu sunt aceiași. Pot fi aceiași, dar rămâne la atribuirea partidelor politice dacă mențin aceiași oameni în cele două competiții electorale. Numărul celor... Președinții și locțiitorii rămân aceiași pentru cele două tipuri de alegeri, însă reprezentanții partidelor politice pot diferi. La nivelul birourilor electorale de circumscripție pentru alegerile parlamentare și birourilor electorale județean pentru alegerile prezidențiale, sunt angrenați ca personal tehnic reprezentanții autorității electorale permanente, salariații instituției prefectului și ai Direcției Județene de Statistică Gorj, în afară de reprezentanții partidelor politice care fac parte din aceste birouri. Și ca și număr aveți așa. Aș putea în momentul de față să dau o cifră cu exactitate, dar oricum este, cred că peste 60 de persoane sunt angajate ca personal tehnic în organizarea alegerilor, În având în vedere afară de fapt, cei care vor în fi afară în de secție. secții și secții unde sunt președinți, locțiitori și reprezentanții partidelor, operatorii de calculator, deci cei care prelucrează datele de identificare ale votanților. Și de precizat este faptul că astăzi sosesc în județul Gorj buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale, pentru turul 1 la alegerile prezidențiale, timbrele autocolante pentru toate cele trei tipuri de alegeri și ștampilele cu mențiunea votat, deci astăzi au fost ridicate de la București și urmează ca în câteva ore să ajungă la Târgu Jiu. Unde vor fi depozitate? În aceeași locație în care au fost depozitate la alegerile locale și europarlamentare, respectiv în încăperile de la stadionul municipal.